Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina Tăvela, Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vorbim despre jocuri, jocurile copilăriei. Ne mai aducem aminte, ne mai jucăm din când în când, ce jocuri preferate am avut, cum ne-au marcat acestea și cum se mai joacă în zilele noastre copiii. Se mai joacă așa cum știam noi, cu mașinuțe sau totul înseamnă calculator, internet și așa mai departe. Să aflăm. Coarda, șotron și... Nu mai știu. Fotbal jucăm. Fotbal și tenis zicăm. Cu jucării de pământ ne jucam pe timpurile noastre. Așa. Facem căsuțe din pământ. Facem obuzuri, facem căsuțe, facem moale. Din pământ. Așa. Și păpușele de cârpi. Da, nu știu. Cum vă jucați? Cum ne jucam? Copii. Alergam prin... Mai mult jocuri fără jucării, că jucării nu prea avea pe parte. Ne-a fost nouă copii la părinți, jucării nu prea multe. Jucam volei cu mingi ni lua, că cele erau mai ieftine. Jucam fotbal cu băieții chiar... Nu pot să vă spun eu chiar precis, clar, cam cu ce mă jucam. Mă jucam cu jucării mai mult primitive, nu mai erau jucării performante cum sunt acum. Șotronul, cred că. De ce? Nu știu de ce. Pentru că ne adunam mai mulți copii și asta e. Fotbal. De ce? Mi-a plăcut. Nu prea am avut timp să fac multe jocuri. Că am avut frați mai mici să aveam grijă de ei. La grădiniți, podul de piatră. Și de abați ascunsele. Asta ne plăcea cel mai mult. Chimiți. Legam la ochi, da, ne ascundeam. Da. Deci asta era un joc preferat. Aici jucam fotbal, puțin așa, facem și noi porți, pe aici, pe acolo. Ce mai jucam? Aici jucam și noi, de ascunsele, de, mă rog... Așa cum? Da. Am două, trei săptămâni. Acum mă joc cu nepoțe. Așa. Nu prea. Acum nu mai, sunt la o vârstă când deja sunt alte probleme, alte griji, nu mai... Acum, na, acum mai joc și eu, acum ce-ți joc, table, mai șah, da, niște, adică să-mi umplu timpul liber, așa, da, rest nu prea. Nu știu, că nu sunt de aici, din... Foarte puține, foarte puține. Locurile de joacă sunt multe ocupate de altceva. Cam puține, chiar pentru copiii noștri sunt puține locuri de joacă, nu prea... Da, acum s-a mai făcut în ultimul timp, dar ce nu există? Nu există spațiu verzi, nu există unde să... Stăm și noi pe o bancă să ne mai relaxăm. Să... E mai mult cu filmele, cu televizoarele, ei nu... altceva nu știu. Foarte închiși, cum se spune. Nu au teren de joc mult. Jucării sunt, slavă Domnului, dar nu au teren unde să joace cu o bicicletă, cu... așa, ca și jocul copilăresc. Acum copiii nici nu prea să mai joacă, așa că, na, cu treburile, cu astea, nu. Da, mai mult la calculator. Da. E, acum iei calculatorul, e cel mai mult timpul care le răpește acolo, cu... Copiii se joacă, unii se joacă, cum să vă spun eu, au intenții bune pentru joc, alții mai puțin bune. Depinde de educația din casă, de la părinți și așa mai departe. Așa că v-am făcut puțin să vă gândiți, vă mai aduceți aminte de jucării și mai mult decât atât, chiar dacă ați trecut de o vârstă, vă mai jucați, e foarte important. Atunci când am terminat facultatea, o doamnă profesoară mi-a spus așa, zic eu cel mai bine dintre toți ceilalți, mi-a spus, aveți grijă să nu cumva să uitați cum să vă jucați. E cel mai important lucru, zic eu, pentru că joaca aceasta, chiar dacă nu este la fel ca în copilărie, ne ajută să trecem mai ușor peste greutățile care le întâlnim și până la urmă trebuie să le depășim, că n-ai ce să-i faci, așa e viața. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744 238830. Vă așteptăm părerile și
modurile de joacă pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Am plecat să mă joc. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri. Corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șoseaua Șchei-Țicani.